Ei vor fi într-o formă de zile mari și nimic nu li se va părea dificil de realizat. Pentru gemeni însă nu se anunță o zi liniștită în plan familial. Andreea Joiță este pregătită cu horoscopul. Bună dimineața și bine v-am găsit, nativii din Zodia Berbec. Vor fi numai un zâmbet bun la dispoziție, îi va face să treacă foarte ușor peste răutățile celor din jur. Taurii vor avea o zi încărcată, vor avea ceva bătăi de cap, însă vor reuși să facă față tuturor problemelor. Gemenii vor fi implicați în dispute familiale, însă calmul lor va liniști apele. Racii nu vor sta locului o clipă, vor fi agitați și vor încerca să facă pe plac tuturor. Ei sunt în mare formă, tocmai de aceea nimeni și nimic nu îi va putea pune în încurcătură. Fecioarele sunt perseverente, nu se lasă bătute cu una, cu două și bine fac, își vor face datoria exemplar. Balanțele vor fi lipsite de chef de muncă, însă pentru a nu isca discuții vor face tot posibilul să realizeze lucrurile importante de pe ordinea de zi. Scorpionii vor avea parte de surprize din partea familiei și ar fi spre binele tuturor să trateze situația cu calm și mult tact. Săgetătorii vor avea o zi plină de reușite, pe seară se anunță și o întâlnire importantă. Capricornii sunt cam influențabili și asta nu îi va ajuta, vor avea de luat hotărâri importante și indicat să nu plece urechea la sfaturile celor din jur. Vărsătorilor le merge bine în plan emoțional și asta se va reflecta din plin în rezultatele de la birou. Peștii se întrec pe ei înșiși în ceea ce privește rezolvarea activităților din plan, ar fi totuși indicat să fie mai organizați. Acestea au fost predicțiile astrale, să aveți o sâmbătă frumoasă!